Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, în săgetător. Etalare pentru noiembrie, jumătatea lui noiembrie, cât o fi rămas. Dar nu uitați că etalarea poate să se manifeste și în decembrie, poate chiar și în ianuarie, sau deja se manifestă pentru unii dintre noi. Dintre noi, așa, că și eu probabil că am nodul nord și voi afla ceva de aici. Dintre voi. În fine, au venit deja niște mesaje din seria cărților pentru trecut. L-am dat în timp ce am amestecat, au picat pe jos și au rămas fixate în piciorul unui scaun. Cred că oricineva din trecut nu vă lasă să mergeți mai departe, ori voi încă mai aveți niște chestiuni de rezolvat cu trecutul. Cu trecutul, da, e o chestiune, am văzut și temperanța. Temperanța nu e musai cartea săgetătorului, cât e o chestiune de vindecare. Dar sunt multe și credeți-mă, adică bine, faceți ce vreți, credeți ce vreți, dar vă confirm. Încerc să-mi aleg cuvântul, că nu vreau să credeți orbește în ce etalez eu sau ce auziți pe acest canal și nici pe alte canale, dar vă confirm că vindecarea este foarte grea. Și de multe ori, nevoie de o viață întreagă. Sunt tot timpul detalii, karme vechi care revin, care după ce le vindecăm, dau loc altor karme și mai vechi, altor probleme și mai vechi să apară la suprafață, să le vedem, să le înțelegem și să le vindecăm. Așadar, vindecarea nu e așa o chestiune de câteva săptămâni, poate nici de un an, doi. În fine, asta așa, pentru că totuși săgețătorii, în varianta lor bună, nu zic musai superioară, bună, se lasă ghidați de Jupiter și Jupiter uneori, da, e entuziasmat, poate să fie și grăbit, dar Jupiter e și profesorul. Profesorul care aduce bucurii, vindecare, înțelepciune și voi înțelegeți asta. Că înțelepciunea vine în timp, da? Cu vindecare, cu răbdare. Etalare pentru noiembrie. A venit așa, pentru prezent. Mesaje. Doi de spade, cavalerul de cupe, temperanța sau echilibru, nebunul și asul de cupe. Yes! Asul de cupe. Asul de cupe e și dragoste față de noi, e și vindecare, dar poate să fie și o nouă dragoste. Zero și asul de cupe ar putea să fie, dacă permiteți. Ar putea să fie un interesant cum văd acum două suflete perechi care intră într-un anume tip de echilibru. Sau se vor echilibra pe parcurs. Dar sunt chemate, eu așa văd și cred că și voi vedeți, da? Un personaj trebuie să vină, celălalt să riște. Și cel care vine, pentru că toți cavalerii reprezintă un anume tip de mișcare, are de luat niște decizii foarte importante și de blocat trecutul. Puteți să fiți voi, că tot am vorbit de un trecut care blochează, pot să fie ei. Ei care au de încheiat un capitol din trecut și probabil acel trecut nu-i lasă, tot îi ține. Dar cine poate sta în calea destinului uman? Mai ales destinul hotărât de divinitate, nu cel pe care încearcă unii oameni fără credință să și-l creeze. Și puteți să fiți voi. Aici, riscând. Îndrăznind. Mai nu era prea riscând. Îndrăznind, având soarele în spate, credința, pasiunea și foarte puține bagaje. Asta dacă vă faceți lucrarea de vindecare. Personală. Așadar, dragii mei, când sunteți singuri, nu vă mai plângeți și o să mai zic eu așa, din când în când. Vă mai aduc aminte, că unii știți. Și, da, se întâmplă uneori în singurătate să-ți fie dor, să ai nevoie de o îmbrățișare, dar asta e. Sunt și părți bune care vin cu niște sacrificii. Singurătatea este pentru vindecare, este pentru descoperire, este pentru a îndrăzni noi cărări. La capătul setului de cărți, 6 de spade, o călătorie. A cuiva interesant care ține la voi, asul de bâte, are multă, multă pasiune, vrea să se întâlnească, să se reunească cu voi, iaute. 3 de cupe și îndrăgostiții.
consideră, ce frumos, și aici e un înger și aici un înger, consideră că sunt, sau dacă n-a considerat până acum, începe să simtă, să creadă, începe că e zero. Din cauza iubirii, emoțiilor pe care le are pentru voi sau voi pentru ei, începe să creadă. Că da, nu e întâmplător, da? Aici e o cupă, aici e o cupă, două cupe, da? Doi de cupe și temperanța doi de cupe. Și îndrăgostiți. Ce frumos! Da, e și pasiune. Ai, 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 ai. Și pentru viitor, ce a venit în preetalare, așa, cinci de bâte. Dacă au fost conflicte, dacă mai sunt pe aici, pe acolo, în viitor nu vor mai fi. Se va face justiție. În primul rând, vă veți, da, veți risca. Dar riscul ăsta... Da, veți risca și riscul ăsta vă va aduce echilibru, vedeți? Îndrăsniți să ieșiți. Să faceți acea mișcare necesară și vă veți elibera. Ia, ce frumos! Sau voi, sau ei, de o iluzie care v-a adus multe conflicte. Și veți da? Cu ei de pământ. Dar, până să dați cu ei de pământ, veți găsi modalități creative să vă construiți cu 3 de monede stabilitatea. Asta vedeți și voi ce interesant. E fain. After, before tarot și after tarot. Asul de bâte pe care l-am văzut. Interesant ar putea să fie ei, nu știu, cineva care se luptă acum pentru un început cu voi, să-i pună la punct pe toți cei care au stat până acum în calea lor. Zic, bă, care te ridici, că te pun jos la pământ. Da? Să trăi șeful. Să trăi șeful. Cineva cu multă pasiune, poate sunteți chiar voi. Dar trecând peste asta, că vin mesaje, se suprapun și cui nu-i place stilul meu să asculte în altă parte, care e problema, am zis, vă creați cu asul de bâte care e foarte creativ, stabilitate, 4. Vă construiți. Un mediu cooperant, creativ și chiar jucăuș. Că tot vorbim de săgetători, care au și partea lor haioasă, situația generală. O dată, doi, trei ori săgetător, soare, lună, Venus, ascendent, nod în ordin săgetător. Oh, am văzut un timp o mistică. Nu vă speriați, am apărut la nu știu ce zodie, la fecioară. Parcă? La fecioară? Nu mai știu. Da, încheiați situația cu cineva. Gata. A spus, poate ați făcut și colivă, că tot a fost sâmbăta morților acum de curând. S-a încheiat o situație. Ia uite, cu un dușman, 8 și 7, 7, de fapt, în urmă. Da, 7 și 8. Băi! Ia uite, extraordinar! Da. Hai să vedem. Ia, ce frumos manifestați ceva nou. Repet, dacă nu e energia voastră, este energia persoanei care va veni în viața voastră și vă veți transforma împreună, pentru că 8 înseamnă transformare. Da? Renaștere. Prin pasiune, veți face bani împreună, va fi ceva frumos. E un cal alb, totuși. E de bine, zic eu. Zic eu, așa, ce frumos! Păstrați-vă soarele în suflet! Vindecați-vă copilul de traume, de minciuni. E un copil care a trăit în minciuni. Iar niște chestiuni la distanță, poate o călătorie sau o distanță între voi și acest personaj care are multe de rezolvat, multe. Acum că zisei despre fecioară, zic și mă malint, despre fecioară, că la ei au apărut tot așa crucea și poate ceva, poate aveți planete, poate au ei planete în fecioară, planete, nu musai zodie, că unul e magicianul și magicianul poate să reprezinte și zodia fecioară într-o anumită formă. Pentru că e Mercur, da? Interesant. Și totuși lăsăm așa. Aici este foarte interesant. Cum să le las? Le pun așa, le pun
pune, 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 pune. Ca să vedeți toți dușul, să vedeți unul. Ia să le așez eu. Așa, că e loc. E loc. E. Așa. Măi, e fain. E fain. Asta e. Nu e greu să te transformi. Nu e, adică vreau să zic, nu e ușor să te transformi. Este greu. Este greu, greu. Dar ce frumos e după aceea. Am zis că cineva trebuie să învețe să creadă. Unul probabil că știe. De fapt, aici, în acest moment, văd crucea credinței și în spate două cruci care reprezintă transformarea. Poate și voi încheiați niște chestiuni și ei încheie niște chestiuni și uite așa, voi cu credința și apoi și cu puterea exemplului îi inspirați și pe ei să creadă, să se lupte și să manifeste. Zic așa, că poate să fie și invers. Ia uite, marele preot în trecut. Marele preot, șef toxic. Ce ia? Ia uite, n-ai probleme financiare, hai că te avansezi un post, dar, da, 50 shades of grey. Mm-hmm. Dar asta nu e obligatoriu, poate să mai fie o poveste de dragoste care a devenit toxică, s-a transformat chiar într-o căsătorie bazată pe sex sau pe codependență, ea, săraca, tot timpul are nevoie de ajutor. Dragile mele, nu fiți victime. Renunțați la conceptul ăsta de cenușăreasă și prinț, că nu, nu mai e cazul. Suntem în secolul 21. Nu, nu mai e valabil. Ce apare în timp ce vorbeam? Zero, dar a venit invers, da? A fost o nebunie. Undeva în trecut zero, eu. N-ați văzut! N-ați văzut. N-ați văzut, n-ați auzit. Nu. Ca aia cu maimuțelele. N-am văzut, n-am auzit. O dată, de două ori și de trei ori. Împărăteasa. Dragoste. O anumită formă de dragoste. Era înainte să fie încoronată. Cinci de spade. Conflicte verbale, discuții. Cavalerul de bâte și șapte de bâte. La capătul setului de cărți, iar apare nebunul. 9 de monede. Probabil că erați independente? Sau independenți? Și ați vrut să lăsați. Da, e o situație din trecut. Ați vrut să lăsați posibil o pasiune? Apare semnul fecioară iar, 9 de monede, Venus, nu fecioară, Venus în fecioară. Deși, fiind 9, poate să fie și o chestiune legată de Jupiter, în semn de pământ pentru unii dintre voi. Dar, trecând peste asta, 10 de bâte. El apare fecioară, da, de două ori, în fine. Poate aveți cunoștințe. Poate în preajma voastră există cineva cu marcaj în fecioară și știți că acești oameni, pentru că au apărut începuturi, da? Și am vorbit de fecioară chiar de la început, posibil nu întâmplător pentru unii, acei oameni au de transformat un capitol greu, greu din viața lor. Obsedant, adictiv, toxic, dușmani, da. Relații epuizante, șef, șefe sau chiar și acasă, da? E o chestiune din trecut. Apropiat, îndepărtat, voi știți. Dar trecând peste chestia asta cu fecioara, că avem și semn de foc, avem și semn de aer și de pământ, apa a apărut la început și mai degrabă în prezent. Trecând peste asta, încercați să fiți flexibil când ascultați tarotul. Și la mine și la oricine. Chiar dacă vi se creează un scenariu, nu vă fixați pe scenariul respectiv, vedeți dincolo de contextul prezentat. Cinci de spade. Ar trebui să clarific, dar nu vreau să stau foarte mult în trecut, vreau să mă concentrez pe prezent și viitor. Invidii, bârfe, discuții, scandal, bătăi, posibil. Și cavalerul de bâte. O pasiune.
O pasiune care a creat conflicte. Atracția cuiva a creat conflicte. Pentru mine, cavalerul de bâte e Marte în săgetător, foarte, foarte ușor. Poate să fie și Marte în leu. Poate să fie și Marte în berbec, dar e în general Marte în semn de foc. Sau pur și simplu Marte. Într-un context care îl face luptător. Cu alte cuvinte, pasiunea dintre voi și cineva a creat conflicte și, nu doar conflicte, lecția este că 7 apare ca și lecție saturniană. Știți că 7 numărul lui Saturn. În relații de lungă durată, cineva trebuie să învețe să pună ce granițe personale. Interesant, două atitudini diferite. Una în care te lupți și una în care ești recunoscător, vorbești frumos. Ok, am stabilit granițele, vă mulțumesc pentru înțelegere. La revedere. Acum, ce mai simt? Pentru că mesajele sunt diverse. Da. Nu știu dacă e valabil pentru voi sau persoana cu care ați avut de-a face. O, da. Persoana sau cine e aici? Cineva din trecut. Voi sau cineva din preajma voastră sau cu care ați avut voi de-a face. Trebuie să vă recunoașteți. Că etalare colectivă, nu e etalare personală ca să văd exact cine este reprezentat aici. Cineva nu obișnuia să se lupte. Și mai grav. Nu obișnuia să se lupte. Cu alte cuvinte, era pasiv în fața... Băi, e înainte de tarot. Și interesant ce văzusem pe aici. Ia uitați, 7... Era, ia uite, după tarot. Ia uite, liberare. 10 de cupe, o căsătorie sau un ideal pentru care cineva... Tot 7 de bâte trebuie să învețe să se lupte. De obicei, 5 de bâte e așa agresiv. Dar la after tarot, 5 de bâte e calm, e creativ, e cooperant și 7 de bâte devine agresiv. Am avut atâtea victorii și mai stați voi în calea mea? Nu. Credeți că mai sunt persoană? E aceeași persoană, vedeți? E o transformare la fel îmbrăcat. Verde și roșu. Da, pasiune, pasiune de a învăța să iubească. Și... Nu e vorba de atracție fizică, e vorba de dragoste față de voi, față de ei, față de sine și față de, eu știu, cine merită. Și dacă înainte era pasivă persoana, bărbat, femeie, nu contează, apropo de victimizări, situațiile prin care treceți e o eliberare. Va fi o eliberare mentală de conflicte. Ia uite, în timp ce vorbesc apare temperanța. Da. Cineva învață să se lupte pentru pasiunile sale, pentru a se extinde, pentru că acest cavaler de bâte, unul dintre cei mai activi și creativi, este explorator. Da. Hai să vedem. În prezent. Da, și nu uitați că a fost un dușman. E un dușman aici. Sunt 5 de spade. Conflicte, concurență. Soarele nu a venit să ascende, nu urmă în săgetător, noiembrie 2022. Odată, iau, regina de spade. Și nouă de spade, dar a venit invers. Vă eliberați de griji și învățați să cuvântați, apropo de unul, să cuvântați în adevăr, vă eliberați de griji, de persoanele conflictuale. Iau, uite, 6 de spade, vă eliberați. Eventual, poate și voi le spuneți, măi, nu mai sta acolo mediul respectiv. Eliberează-te. Cuvântul vostru ajută să libereze al unora care știu ce au de făcut și știu cum să vorbească, cum să manifeste. O dată. De două ori. De trei ori aveți semn de aer și semn de foc în trecut, în mod special.
Nu, a mai fost la doua. Interesant, e o perioadă foarte specială pentru toți. Dar a mai fost la cel puțin. Posibil și la Fecioară. Posibil și la. Ce mai făcut? Cred că la Leu. Sau Vărsător, nu mai știu exact. În aceeași poziție a fost nouă de bâte. Îi blocați! Îi blocați pe cei care vorbesc mai mult decât e cazul. Extraordinar, 5 de spade. Aveți victoria asupra ei, lor. Faptul că îi blocați, câștigați. Ia uite, mergeți. Mergeți către stea, către vindecare. Către echilibru. Depășiți, dacă ați fost la un moment dat mai pasivi, depășiți și deveniți victorioși, pentru că faetonul, dragii mei, v-am arătat la, nu vouă, la scorpion, am primit de curând, ia, hai să vă arăt ca să înțelegeți. Și ține oarecum și de săgetători, că tot am vorbit, am arătat, am primit de curând de la o fetiță cu care făceam eu pregătire, un cadou, a fost în Egipt, apropo de Egipt. Mai citiți așa din mitologia egipteană, că e foarte, foarte interesant și mistele egiptene. Am primit acest papirus, da? Faetonul este condus nu de un săgetător, nu, de un împărat. Cu alte cuvinte, bărbat, femeie ce este? Și dacă ar fi o femeie, da? Că reginele pe vremuri știau să se bată, știau să conducă și mental, ca regina de spade pe care am văzut-o mai devreme, știau să fie și combative dacă era nevoie. Așadar, bărbat femeie, că au fost, știți bine, cei care mai știți din istoria Egiptului antic, au fost regine care se îmbrăcau foarte masculin, pentru că asta era, trebuiau să reziste în fața mentalității. Și din motivele pozițiilor regale, plecau la luptă. Pe ce? Pe faeton. Nu e pentru oricine, faetonul. În primul rând, nu e pentru oricine. Cei care sunt evoluați, cei care sunt de un anumit rang, ajung să conducă acest faeton. Cu alte cuvinte, să ajungă mai repede la destinație, să-și cucerească victorile mai repede. Și asta pentru că împăratul reprezintă echilibru, autonomie. Autonomie. Ghidat de. Când vedeți că sunt multe de învățat, dar eu știu când, poate pe un alt canal. În fine, când veți vedea în pictogramele egiptene acest simbol, aceasta este Marea Preoteasă. Intuiția. Intuiția și Marele Preot, că aici sunt cărțile. Marea Preoteasă și Marele Preot. Intuiția și legea divină pe care o învață la școală, învață, eu știu cum învață, da? Acest împărat îl ajută să ia deciziile, să coordoneze cei doi cai, alb-negru, întunericul și lumina, negativul și pozitivul, să-i țină în frâu și să atace dușmanii, că tot avem de. Aveți ori voi, ori cineva de atacat pe. Și nu doar de atacat, de pus la punct. Așadar. Dacă cineva, zic cineva, nu știu cine, voi sau o altă persoană, a fost pasiv, va trebui. Toate situațiile acestea sunt ca să învețe, iar șapte și șapte, Saturn, lecție, să învețe să-și conducă viața cu autonomie, cu echilibru, curaj și să aibă un țel. Pentru că dacă refuzi conflictele înseamnă că tu, de fapt, nu vrei nici să te vindeci, nici să vindeci, nici să îți împlinești misiunea. Misiunea nu se împlinește așa ușor, da? Chiar spirituală fiind, ia uite, lupte, putere. Ia uite, șapte de bâte a doua oară. Dar în acest context, aș spune, este o dragoste care echilibrează, dar care trebuie protejată. Și unul dintre voi este profesorul divin, celălalt trebuie să învețe să protejeze ceea ce are, ceea ce capătă prin această luptă. Prin această, nu luptă, și luptă, și prin această poveste de dragoste. Eventual mai simte ceva, pentru că șapte de bâte înseamnă iar blocaje, dacă
Simțiți că într-o anumită relație, persoana cu care vorbiți blochează dragostea în sine, dragostea dintre voi și ei, o blochează pentru că au alte lupte, pe alte paliere, despre care poate nici nu știți. Acum, revin. Nouă, fiind nouă numărul lui Jupiter, puteți să fiți chiar voi cei care blocați. Blocați conflictele. Și mergeți mai departe, dincolo de bârfe, îi lăsați în pace. Îi lăsați în pace. Hai să clarificăm 9 de băte odată. Adică cum avem 8, 9 de băte, 6 de cupe și 5 de băte. E un suflet pereche. Care ar spune că, ia uite, vă ascunde niște probleme. În ce sens vă ascunde? Vă ascunde niște probleme acasă. Poate chiar financiare, poate chiar contractuale. Își dorește să se împace cu voi, dar deocamdată încă mai are de rezolvat niște chestiuni din trecut, ar spune. Hai să mai vedem totuși. 5 de spade. 5 de spade. În prezent pentru săgetători. Da. Depășiți 8 de băte, depășiți conflictele, aveți victoria asupra celor care v-au bârfit într-o anumită formă și mergeți. Faetonul confirmă că mergeți către... Da. Alte locuri, poate chiar. Regele și regina de băte. O relație foarte pasională. O relație foarte pasională, dar ce simt? Sunt doi oameni foarte pasionali, dar foarte toxici. Și apare o nouă pasiune care aduce... Dragii mei, uitați ce frumos. Regele de spade, steaua și 2 de cupe și 8 de monede. Scuzați-mă. Oh. Această relație foarte pasională și foarte toxică este dezechilibrată de apariția unei persoane cu mintea clară, care vorbește în adevăr, cu sufletul deschis. Probabil vindecător sau orator în public sau sunt multe variante, găsiți-le, sunt multe. Regele de spade, steaua și 2 de cupe este absolut minunat. Și pasiunea asta care e între voi. Ceva nou. Da? Care se poate lucra cu pași mici, dar pentru care trebuie să vă luptați. Ia uite, ca să se materializeze. Pentru că schimbă viețile, renașterea. Și roata norocului. Această relație schimbă viețile multora, însă și mai ales a unui cuplu posibil care are tendințe agresive, obsesive, compulsive, sexuale, codependente. Ce mai vreți voi? Cu alte cuvinte, reprezintă cele două cărți. 5 de spade, 5 de spade, da? Dacă nu sunteți voi în acel cuplu toxic, posibil să fie chiar șeful sau persoana de care v-ați îndrăgostit să aibă în preajmă altă persoană toxică. Faetonul.
Veți auzi, interesant, cu 5 de spade și 8 de bâte, veți auzi vești. Dar peste care veți trece? Ia uite, veți auzi și în timp ce vorbesc apare iar regele de bâte și diavolul. Un personaj foarte super atractiv, de succes, cu multe opțiuni, dar și cu multe relații, sau cel puțin o relație secretă, dar o relație în care se luptă tot timpul. Ia uite. Și în timp ce apare regina de spade, un personaj se luptă cu un personaj care vorbește urât, care e agresivă. Da, femeie sau energie feminină. Faetonul, te rog. Faetonul, 6 de... Ia, uite ce frumos. 6 de monede. În primul rând, vă echilibrați financiar. Poate vine cineva în viața voastră și vă ajută financiar. Un suflet pereche, la locul de muncă. Ia uite, regina de cupe. Poate să fie o prietenie. Chiar dacă sunteți femei, poate să fie o femeie care vă susține. Dar ce mai văd? Persoana care în trecut a fost pasivă și n-a vrut să se confrunte cu agresivitățile, cu narcisismul cuiva, învață să blocheze. Învață să blocheze acele persoane. Și merge spre o anumită poziție și spirituală și financiară care îi va permite ajutorul altora. Acum, dacă aveți alte probleme financiare din cauza bârfelor concurenței, iar de la 5 la 6 se echilibrează situația, veți avea un succes. Un succes. Într-o anumită formă. Poate chiar o colaborare la locul de muncă. Care vă reechilibrează. Sau se mai adaugă un proiect. Nu pare ceva nou, nu e un as, să zic așa măreț, dar o colaborare cu cineva. Hai să vedem în viitor. Deși parcă totuși aș mai... 32... Da, un suflet pereche care v-a părăsit are de blocat, am mai zis, da? Mai dăm o carte pe 6 de monede. Wow. Încă una, te rog frumos. Da, regina de bâte. Dacă am de-a face cu săgetătoare de vibrație înaltă, nu vă simt pe voi aici. Nu vă simt pe voi aici. Vedeți și voi, 5 de spade, 5 de spade și la 7 de spade, personajul acesta ține în brațe 5 de spade și încă 2. Interesant, eu cred că este un semn de aer sau un semn de foc care, drama Queen, care are plăcerea să, da, să apară tot timpul, să tulbure apele, să dezechilibreze. Cere atenție. Interesant, da. Cere atenție. Dar se va spune acel cuvânt magic care va dărâma toată această construcție, să zic. Va aduce soarele. Va aduce soarele. În, sau mai bine zis, lumina. În soarele. Lumina în viața cuiva. Cineva a stat într-o relație care s-a manipulat, sau a fost manipulat continuu. Împăratul, despre care am vorbit, da?
Împăratul va înțelege cu sol și turnul va înțelege de fapt. Împăratul construiește, da? Construiește, cucerește. Construcția poate să fie chiar a împăratului, a unei energii masculine, care de altfel are un anume tip de stabilitate. Dar acolo unde a construit turnul, ceva era putred, da? Și în ultima vreme s-a arătat putreziciunea. Justiția se va echilibra, treaba justiția. Or fi și chestiuni legale, contracte. 7 de monede. Da. Eliberați-vă de conflicte și concentrați-vă pe grădina voastră, pe munca voastră și se va arăta asul. Veți primi comunicarea aceea îndreptate care vă va aduce bucurii. Vă va aduce bucurii, interesant. Ia uite, 9, 3 și 10 de cupe. Poate să fie și împărăteasă. Concentrați-vă pe ce aveți voi de crescut. 5, 6 și 7, interesant. Dar 7 la mijloc, este central. Cu alte cuvinte, voi aveți victorie dacă ieșiți. Vedeți ce interesant? Iar voi aveți victorie dacă ieșiți în acest conflict. Plecați. Dacă e alt personaj din viața voastră, voi îl recunoașteți. Personajul. Ideea este că este o energie posibil feminină. Posibil feminină. În preajma voastră sau a persoanei la care vă gândiți. Care are așa darul scandalului. Da. Interesant. În viitor, ceva se inversează, ceva se schimbă. Viitorul devine trecut și trecutul viitor. Odată, de două ori, trei ori. Care era treaba cu acel mesaj? Viitorul devine trecut, trecutul devine viitor. Asta este clar că viitorul va deveni trecut la un moment dat, dar de ce trecutul devine viitor? Probabil că mai e ceva de lămurit acolo în trecut și explorat și rezolvat. Cu alte cuvinte, e o întoarcere spre rezolvare. 6 de spade. Vă veți elibera de cei care v-au blocat.
Da. Ia, haide să vă arăt, că nu, deci nu înțelegeam ce se întâmplă. Ați văzut, a apărut 8, 7, dușmanul public, apoi iar crucea și apoi 1. Deci, voi vreți să încheiați ceva ca să manifestați un început. Sau persoana cu care aveți de-a face a încheiat. Vrea să se transforme. Dar dușmanul acela tot revine. Însă, la un moment dat, se va pune și cruce, se va face și colivă și se va încheia. Care e ideea? Ideea este că nu întâmplător se întâmplă, dar întâmplător se întâmplă niște lucruri. Am luat setul de trecut pentru viitor. Las cărțile aici. Am înțeles. Probabil că aveam nevoie de clarificări, da? Aici este un blocaj mental, creat de cuvinte, de jocuri mentale, de argumentele despre care am tot vorbit, despre minciunile despre care am tot vorbit. Este o situație la distanță, care încă e nevindecată. Steaua e aici în depărtare. Încă e nevindecată. Cu alte cuvinte, ce am spus mai devreme are un sens. Am vorbit de vindecare chiar de la început. Vindecarea nu e așa ușoară. Hai să vedem. Viitorul. Regele de spade. Am văzut regina, acum apare regele de spade. Vă veți găsi adevărul. Ia uite. Și vă veți elibera de trădări. Și eventual, dacă știți că aveți un personaj care suferă, veți găsi pacea. Ei își vor găsi pacea. Clarificăm. Viitorul. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în săgetător. O dată de două ori. De trei ori. Foarte interesant. Imediat o să spun ce văd. În primul și în primul rând, înainte să încep să tai, da. Cuvântul care transformă și viața voastră și a altora. Da, oh, da, am înțeles. Este o femeie care așteaptă bani. Așteaptă să fie tratată regește într-un mod exagerat, aș spune. Care ascunde niște contracte. Ce ciudat. Care vrea tot timpul atenție, asta e. Obsedat. Și mai este cineva care v-a părăsit și care se va reîntoarce în viața voastră, cu dorința de a vă chema la o călătorie împreună, o călătorie în care lăsați tot trecutul acesta tumultos în spate și mergeți împreună către stea, către vindecare. Mergeți împreună către vindecare. Acum, hai să vedem. Am tăiat? Nu, n-am tăiat. O dată, de două ori, de trei ori. Foarte interesant cum au venit cărțile din trecut pentru viitor. Soarele. Soarele și stea în depărtare. 9 de monede. Și valetul de spade. În momentul în care vă veți îmbarca în acea călătorie, posibil că aici de-aia trebuia să apară această călătorie în care vă îmbarcați înspre o nouă locație, înspre nouă stea. În prezent deja se iau deciziile. În prezent se iau deciziile. Se lucrează la echilibrarea unor situații foarte tensionante, mincinoase, autosabotante, blocante, karmice, pe chestiuni materiale.
și pe un anume tip de aroganță. Faptul că a apărut soarele peste 6 de spade care vine din trecut este minunat. Veți fi fericiți cu acest personaj, aș spune. Că sunt două persoane. Veți fi fericiți. Veți avea și pasiune și atracție. Dar este o situație foarte complicată și au arătat cărțile chiar de la început. Nu uitați, da? 8, 7, deci transformare, 7 apare la faietonul. Lecție. Și apoi 8, 7, 9, de fapt 3 și cu 6, 9, da? Normal trebuia să fie 7, 8, 9, dar tot apare. E ca și când cineva își schimbă cu șarpele, își schimbă haina ca să poată să țină de ceva. Interesant, cineva ține de o moștenire, de niște bani, că tot am vorbit aici, de niște bani. Repet, dacă nu sunteți voi, probabil că persoana cu care aveți de-a face sau o persoană din preajma voastră întâlnește asemenea probleme. Și voi sunteți chemați să lăsați conflictele în urmă, să blocați și să mergeți spre stea. Faetonul merge către stea. Spre generozitate. Și vă veți echilibra, viața voastră se va echilibra în timp ce ei își rezolvă problemele, pentru că nimeni nu poate să rezolve problemele celorlalți. Decât așa, la modul, dacă nu sunt probleme create împreună, chiar nu ai ce să-i faci, decât să-i dai câteva sfaturi, să susții și asta e. Fiecare își face temele. Veți fi fericiți împreună în viitor. Veți primi roadele muncii voastre. Am zis, concentrați-vă pe muncă, lăsați scandalurile, lăsați-i pe aia, da? Asta e victoria voastră. Concentrați-vă, 7, munciți în grădina voastră și veți cunoaște la roadele. Și ei, interesant, probabil că cineva din trecut va rămâne blocat acolo. Blocat. E treaba lor. Cât timp va rămâne blocat. Dar voi veți cunoaște succesul. Hai să ne începem cu acest vale de spade. Da. Veți avea parte de dragoste. Cine a ținut? Ia uite. Extraordinar. Era să zic, dar acum trebuie să spun, da? Cine a ținut foarte mult de bani? Femeia aceasta. Sau poate e bărbat, nu știu, dar e o femeie. Mie așa mi se pare că e regina de bâte. O regină de bâte. Care ține de bani. Poate să fie un alt semn de foc? Poate să fie drama queen, da? Pentru bani. Pentru bani e așa dramatică. Își va lua karma. Mm-hmm. Că tot apare moartea, coșciugă. În ce sens? Aici e ca un soi de închisoare. Da, ce interesant. Și personajul sau persoanele sau personajul care a fost implicat, poate chiar soțul, se va elibera. Regele de monede e un soț pentru mine sau persoană publică sau viitoare persoană publică. Se va elibera de această situație epuizantă. Pentru ce? Pentru bani. Asta face parte din lecția lor de viață. Iar apare eremitul Sânul Fecioarei, dar, repet, poate într-o anumită formă. Nu știu. Cum veți integra această informație în viața voastră cu Fecioara? Dar apare. Și Regina de Cupe. Păstrați-vă sufletul deschis, emoțiile echilibrate, ca să puteți să primiți. Păstrați-vă cupa deschisă ca să puteți să primiți soarele și bucurile și rezultatele și succesul, că mergeți către succes. Clarificăm soarele. Asul de monede, ce frumos, nou început. Aș spune cu acest personaj. E un personaj din trecut, 6 de cupe, îl cunoașteți sau o cunoașteți.
6 de cupe, 5 de monede, 6 de spade. Ce din trecut? Dar aș spune că revine. După ce se rezolvă toate dramele astea. O nouă relație. 9 și cu 1, 10. Nu știu cât de căsătoriți veți fi, dar veți fi bine împreună. 9 de monede. Wow. Wow, 10. Unde era? A, 10 de cupe, da. 10 de cupe și 7 de spade. Am spus. Veți cunoaște, culege și cunoaște. Culege și cunoaște roadele muncii voastre. Și ceilalți se vor lupta pentru a fi împreună cu voi. Ia uite, acesta este adevărul, asul de spade. Valetul de spade. Valetul de spade. Că ceva a venit invers. Ia uite, 2 de bâte. E un parteneriat la care cineva va renunța. Va înțelege că nu-i cazul. Cineva a fost într-un anume tip de parteneriat, am zis. S-a păcălit. Cineva a fost mințit într-un contract. Interesant, a crezut că sunt două persoane și de fapt au fost trei sau chiar mai multe. Acum simt. Același personaj cu roșu. A crezut că e căsătorit sau căsătorită sau a semnat ceva, că e balanță, e justiția, da? Că va munci și va primi banii, că aia și că aia, vedeți unde sunt. Și s-a păcălit, a fost mințit. A fost mințit de posibil o femeie care s-a pus într-o poziție de conducere, că regina e regină, da? E conducătoare. Ca să primească, wow, ce mesaje, ca să primească bani. Eventual cu acest valet de spade veți auzi, veți primi vești despre luptele pe care le-au dat. E un 3 aici, sunt 3 persoane, nu sunt 2, nu e un echilibru, da? Și 2 de bâte, cineva renunță la acea situație. Iar în care la un moment dat în trecut a fost foarte pasiv, nu mă bat, nu mă zbat. Da? Wow. Și alege un nou început, asul de bâte. Frumos. Frumos, frumos. Acest personaj, ia uite, regele de bâte. Partenerul acestei femei învață să se iubească, să-și vindece rănile. Și va veni, va comunica. Nu așa că seamănă cu acest, vedeți? Ce frumos seamănă. Era cât pe ce să ating de lumânare. Se pregătește să ardă karma acest personaj cu cineva, nu cu voi. Nu cu voi. Ia uite. Rege, împărat și arcul. Vă va comunica acest personaj. Poate că a fost egoist la un moment dat, dar se va vindeca. Și iar apare 5 de bâte ca și atmosferă creativă și pacifistă. Da, se va vindeca. Ciudată etalare la săgetătorii. Vom mai vedea că vine în curând și săgetătorul ce mai fi. Dar, interesant. Va fi un început. Va fi o trezire pentru cineva, va fi bucurie. Va fi stabilitate,
am zis că fac etalare mai scurtă și iar am făcut-o de o oră. Mesaj. Da, merge așa greu. Dacă n-aveți răbdare, îmi pare rău. Fiecare ați avut răbdare, sper că ați primit niște confirmări. Mesaje. Mesaje de la Ange pentru voi. Concentrați-vă pe dragoste. 2 și cu 4, 6. Priviți la ceea ce este bun în fiecare și dragonul acesta se va îmblânzi. Dar dragonul acesta e dragon pentru că a stat printre bestii și a trebuit să fie ca ei. Ia uite, între să aveți credință. O nouă dragoste. Wow, ce frumos. O nouă dragoste. Eventual cineva învață să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă, prin puterea exemplului. Aș spune, energia feminină are această putere a, de fapt, empatiei, compasiunii. Energie feminină, poate să fie și bărbat cu energie feminină. Sfat. Wow! Stai, unde? Vi se va arăta ceea ce trebuie să vedeți. Și voi arătați ceea ce este nevoie, da? Să se vadă, nu tot. Eventual e un personaj cu planete în semnul leului sau planete de foc sau pur și simplu un personaj mândru care trebuie să se... să devină mai modest sau modestă. Apare leu și fecioară. E o luptă între... iar fecioara care trebuie să ia acțiune. Între mândrie și... interesant, prejudecată. Mândrie și prejudecată. Iar e o trimitere foarte interesantă. Prejudecată. Dar știți cum iau acest cuvânt? Înainte de judecată. Prejudecată. Și judecata e... renașterea în tarot. Înainte de renaștere. Wow. Da, sper că ați înțeles. Pentru cine n-a înțeles, asta e, căutați în altă parte. Sper totuși să fi învățat niște lucruri interesante în această etalare, în această perioadă. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine.